Având în vedere problemele care apar odată cu creșterea temperaturii ambientale, dermatologii din cadrul unității medicale transmit câteva recomandări de specialitate. Odată cu creșterea temperaturii ambientale s-au intensificat acutizările pentru dermatitele seboreice. Boala varicoasă și-a început să crească numărul pacienților cu alergii cauzate de contactul cu plantele, alergiile de la înțepături de insecte, de la expunerea la soare, precum și arsurile solare de gradul 1 și 2. Ca și măsuri generale de protecție, recomandăm purtarea hainelor largi, în culori deschise, protecția împotriva radiațiilor solare, mai ales în intervalul orar 11-16. De asemenea, se încurajează folosirea unei creme repelent care alungă insecte atunci când mergeți la iarbă verde, a declarat Mariana Covaciu, medic primar dermatovenerolog. Potrivit medicilor, cele mai frecvente afecțiuni au fost acnea juvenilă, dermatitele de contact, verruci vulgare, ciuperca piciorului, unghii încarnate și nervi pigmentari.